Cu ce se ocupă în prezent fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, Adrian Cristea? În urmă cu câțiva ani, Adrian Cristea ocupa constant un loc important pe paginile tabloidelor, datorită relației cu Bianca Drăgușanu. În prezent, fostul dinamovist a ieșit definitiv din lumina reflectoarelor și s-a reprofilat. În urmă cu câțiva ani, Adrian Cristea era nelipsit din lumea publică, însă odată cu încheierea relației cu Bianca Drăgușanu, fostul fotbalist a renunțat definitiv la viața de dinainte și este mai implicat în viața fetiței lui, Rania, în vârstă de 11 ani. Pentru o scurtă perioadă de timp s-a ocupat de propria afacere, fabricarea de costume bărbătești, fost pe măsura așteptărilor, iar la câteva luni... Sunt bine, sănătos, am ieșit din lumea mondenă și m-am liniștit. Nici nu am mai urmărit showbizul autohton. M-am retras și sunt liniștit. Ca și în cariera sportivă, fac totul din pasiune. Dacă faci din pasiune, din dragoste pentru ce faci, zic eu că ies lucruri foarte frumoase. Mă concentrez pe această afacere, a declarat Adrian Cristea. În prezent, din spusele unor persoane din anturajul fostului fotbalist, am aflat că Adrian Cristea nu are o stare financiară foarte bună. Fostul fotbalist nu are un job stabil, iar singura sursă de venit vine din pariuri, un domeniu deloc stabil. Face bani din pariuri, joacă foarte mult. Din asta se întreține. Însă, nu câștigă mereu, motiv pentru care este mereu la limită cu banii. Își petrece destul de mult timp cu fiica lui, Rania, de care este foarte apropiat. Nu este mulțumit deloc de statutul său financiar și profesional. Mai ține legătura cu câțiva colegi din fotbal, printre care se numără și Adrian Mutu, dar nu a reușit să prindă vreun post în staful vreunei echipe, au declarat surse din anturajul fostului dinamovist. Bianca Drăgușanu îi trimitea mesaje lui Adrian Cristea în noaptea anunții cu Victor Slav. Timp de aproape 4 ani, Adrian Cristea și Bianca Drăgușanu au avut o relație cu multe suișuri și coborâșuri. Deși păreau că se iubesc și vor ajunge să facă nunta, vedeta a pus ochii pe Victor Slav, cu care s-a căsătorit în 2012. Chiar în noaptea anunții cu Victor Slav, Bianca Drăgușanu regreta decizia pe care tocmai o făcuse, iar dovada este un mesaj care i l-a trimis lui Adrian Cristea. Prezent la o emisiune de televiziune, fostul fotbalist a arătat ce cuvinte îi transmitea fosta asistentă. Tu ar fi trebuit să fii azi aici. Tu... Este unul dintre mesajele scrise de Bianca Drăgușanu pentru Adrian Cristea. Totodată, fostul dinamovist a recunoscut că acest mesaj este o declarație de dragoste și a compătimit-o pe Bianca Drăgușanu pentru durerea pe care o poartă în suflet. Fără nicio urmă de ironie, nu vreau să se înțeleagă greșit, părerea mea, cea mai emoționantă declarație de dragoste pe care am primit-o de la o femeie. Mă gândeam ce e în sufletul ei, să fie acolo, să semneze un act, să ia numele bărbatului și să se gândească la mine, a spus Adrian Cristea.